Vreau să încep predica mea din această seară, pe care am intitulat-o O familie sănătoasă își păstrează integritatea. O familie sănătoasă își păstrează integritatea. Aș vrea să citez un verset din Exod, capitolul 22, versetul 3 și 4. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea, dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc o rugăciune care a fost rostită la deschiderea lucrărilor Senatului din Kansas. A fost invitat un pastor pe nume Joe Wright și spre surprinderea acestor senatori care trebuiau să-și înceapă sesiunea lor de dezbatere din ziua respectivă, omul acesta a rostit o rugăciune care aproape a golit sala. Așa s-au enervat domnii senatori că au ieșit afară din sală. Iată ce a spus acest pastor din Kansas. Tată din ceruri, venim azi înaintea ta să cerem iertare și să-ți cerem îndrumare și călăuzire. Știm cuvântul tău care spune, vai de cei ce numesc rău bine, dar noi tocmai asta am făcut. Ne-am pierdut echilibru spiritual și ne-am inversat valorile. Mărturisim că am ridiculizat adevărul absolut al cuvântului tău și l-am numit pluralism. Ne-am închinat altor dumnezei și am numit aceasta multiculturalism. Am aprobat perversiunile și le-am numit stil alternativ de viață. Am exploatat pe cei săraci și am numit aceasta loterie. Am răsplătit lenea, numind-o ajutor social. Am ucis pe cei nenăscuți și am numit lucrul acesta alegere. I-am împușcat pe doctorii care fac avorturi și am spus că este justificabil. Am neglijat disciplinarea copiilor noștri și am spus că le zidim stima de sine. Am abuzat puterea care ne-a fost dată și am numit-o politică. Am luat bunurile ce nu ni se cuveneau și am zis că aceasta este ambiție. Am poluat aerul cu profanități și pornografie și am numit aceasta libertate de expresie. Am ridicularizat valorile care au rezistat timpului, pe care le-am moștenit de la strămoșii noștri și am zis că noi suntem mai luminați ca ei. Cercetează-ne, Doamne, cunoaște-ne inimile, curățește-ne de orice păcat și eliberează-ne. Nu e de mirare că politicienii au fost enervați la culme și au părăsit sala unde s-a rugat acest om al lui Dumnezeu. Cele 10 porunci par ofensatoare, nu-i așa? Sunt ofensatoare pentru că ele sunt valori absolute care ne condamnă. Față în față cu poruncile lui Dumnezeu ne simțim condamnați. Furtul este epidemic în societatea de astăzi. Știți că dicționarul englez are 125 de cuvinte sinonime pentru furt? 125 de cuvinte sinonime pentru furt. Să știți că nici noi românii nu stăm departe de cifra asta. Gândiți-vă la furătură, hoție, pungășeală, pungășie, rapt, hoțomânie, tâlhărie, robărie, sfeteriseală, ciordeală, coțcărie, șterpeleală, mangleală, șuteală, sustragere, subtilizare. Am ales numai câteva pentru dumneavoastră. Da, lista este enorm de lungă. Se zice că eschimoșii au foarte multe cuvinte pentru zăpadă și gheață, că toată ziua au de-a face cu ele. De aceea, probabil, și românii, pentru că au de-a face cu furatul foarte mult, au elaborat dicționarul limbii române în felul acesta. Dar am găsit scuze foarte multe pentru furt, nu-i așa? Oare este furt dacă furăm de la o companie sau de la guvern
și nu de la niște persoane? Oare este furt dacă luăm de la cineva care e bogat, domnule, și nici nu o să observe că lipsește obiectul respectiv? Oare este furt dacă toată lumea face, domnule, toată lumea ia chestia asta? Este furt dacă toți au și numai eu n-am? Este furt dacă am de gând să-l dau înapoi? Nu? Înainte să observe că lipsește, am să-l duc înapoi, dar îl împrumut. Noi când lucram aici, când lipsea un instrument de lucru, vreo sculă de lucru, avem o vorbă, zice, l-a luat cineva să-și facă poză cu el. Dar după ce își face poză, să-l aduc înapoi. Poate că oamenii iau ceva să-și facă poze cu obiectul respectiv. După ce își fac poze, o să-l aduc înapoi. Mai este furt oare asta? În Vechiul Testament, regula era foarte simplă. Dacă ai luat ceva, trebuie să dai de două ori mai mult înapoi. Și regula este foarte simplă. Ai furat $20 de la mine și te-a prins, trebuie să duci 40, 20 să-mi dai înapoi și 20 să se ia de la tine, să vezi ce înseamnă să-ți ia cineva $20. Lucrul este foarte simplu. Ai luat oița mea, nu? Trebuie să duci două oi înapoi, să vezi cum e să ți se fure o oaie. Da, slavă Domnului, dacă sunt și hoți de treabă, nu, care se pocăiesc, și aduceau de bună voie, îi mustra conștiința și atunci aduceau înapoi ceea ce au furat, mărturiseau. Știți că ăștia trebuia să dea numai 20% în plus? Numai 20%. Păcatul recunoscut, nu, este iertat de 80%. 20% totuși va trebui să plătești. Legea lui Dumnezeu din Vechiul Testament era extrem de bine echilibrată și dozată în funcție de gravitatea furtului. Să știți că nu era tot una dacă ai furat o oaie sau un bou. Pentru că nu e tot una să planifici furtul unei oi. Ce știu eu, o bagi sub palton, nu? O dosești în portbagaj, o ai. Dar cu bou trebuie să te duci să rentezi un troc mare. Furtul este mult mai elaborat. De aceea trebuia să duci vreo 5 boi înapoi dacă ai făcut un asemenea păcat. Biblia pedepsea gravitatea faptei, nu? În funcție de investiția ta de inteligență, cum să comiți răul respectiv. Haideți să vedem câteva modalități ale furtului de astăzi. Una dintre aceste modalități este înșelarea clienților. Înșelarea clienților. Este un verset în Amos, versetele 4 la 6 din Amos 8, și aș vrea să le citim. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară, voi care ziceți, când va trece luna nouă, ca să vindem grâul și sabatul, ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclu, să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. O să vindem codină, o să vindem ceea ce mănâncă păsările în loc de grâu. Problema este veche, de mii de ani. Oamenii întotdeauna au făcut reclame false, întotdeauna au vândut altceva decât ai cumpărat tu, nu? Noi am cumpărat odată de Crăciun de la un magazin românesc aici, noroc că s-a închis ăsta. Am cumpărat foarte mult cârnați pentru colindători. Dom'le, când am fript cârnațul, am avut o oală plină de un soare și cârnațul a dispărut aproape complet. Pentru că totul era numai untură în cârnațul ăla.
Băieții mei erau așa de furioși că erau hotărâți să-l ducă să-l pună în vitrină la ăla de acolo. L-am iertat și să-l ierte și Domnul. Știți că în Europa, la ora actuală, în multe țări, se consumă orez care vine din China. Știți că se vinde la ora actuală orez plastic, din plastic? Sticlele de plastic din băuturi sunt convertite cu o mașină banală în boabe de orez. Seamănă leit cu orezul, așa. Cine știe cât la sută din orezul care îl cumperi de la prăvălie este orez și cât este plastic? Și ne hrănim cu boabe de plastic. Cineva ne vinde boabe de plastic. Marfă nevrednică de banii noștri, înșelarea clientului. Apoi, așa cum spunea și Babi, înșelarea patronului. În Coloseni, versetul 23 din capitolul 3 spune așa: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Companiile americane sunt furate în fiecare an de circa 120 de miliarde de dolari. 120 de miliarde de dolari în fiecare an prin abuzul zilelor de boală. Call sick. Eu am sick. Sick în taie de lucru, nu? Două treimi din suma asta este prin aceste zile de boală. Să îmbolnăvesc de numai. Falsificarea cardului de timp, înșelarea la cheltuielile de diurnă, tragerea de timp, irosirea timpului de lucru, întârzieri, pauze, nu? Noi aveam la lucru un afiș în baraca noastră de la șantier care spunea așa: vizitele cele mai plăcute sunt alea scurte. Pentru că veneau oameni în vizită la noi și nu mai plecau. Nu mai plecau din birou, nu mai puteam lucra de ei. Păi cine erau? Veneau de la centrală, nu? Veneau să verifice pe șantier și nu mai plecau de pe șantier. Apoi urmează amânarea plăților ce se cuvin altora. Să știți că Dumnezeu este foarte supărat pe cei care nu plătesc. Nu își plătesc angajații și nu îi plătesc la timp. În Leviticul 19 cu 13 spune să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă, să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Se pare că lucrul ăsta, porunca asta se aplică la foarte mulți români. Ca și păstor am auzit și am primit atâtea reclame: frate, am lucrat la ăla, uite cât așa și nu mi-a plătit. Și mi-era foarte greu să intervin în asemenea cazuri pentru că îmi rupeam biserica, distrugeam biserica, pentru că în continuu venea cineva să reclamă pe altcineva. Fugeam un pic de răspundere că le spuneam așa: măi, dacă nu m-ai chemat atunci când ați făcut deal-ul, nu? Lasă-mă acum în pace când nu se poate rezolva, rezolvă-ți-l singur. Nu? Altfel îmi goleam biserica. 4. Un alt mod de a fura este să nu dai înapoi cele împrumutate, nu? Bani sau obiecte. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Gândiți-vă la banii luați cu împrumut. Sunt profesioniști între români. Am cunoscut cazuri nemaipomenite. Stătea într-o comunitate un an, doi, se împrumuta de la o groază de frați, după care se muta în alt oraș. Și apoi prinde-l și scoate banii de pe el. Obiecte, scule, cărți. Dacă nu mă credeți, faceți o inspecție în garaj, vă rog, mâine dimineață. Că acum seara și așa nu se vede bine. Și vedeți ce este, ce nu este a dumneavoastră. Și n-ar strica să duceți înapoi. Cineva a spus că dacă împrumuți bani, împrumută de la un pesimist. Că ăsta nu se așteaptă să primească înapoi anyway. 5.
înșelarea guvernului, înșelarea guvernului. Aflăm de la un closem, de la guvern. Ăsta nu este o persoană, nu? În Romani 13, 6 și 7, iată ce spune cuvântul Domnului. Pentru aceasta să plătești și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Dați, cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Sunt versete foarte grele, foarte grele. O, dar ne scuzăm, domnule, e un președinte care nu l-am ales eu, domnule. Face prăpăd din banii noștri. Merge la golf toată ziua, nu? Și ne simțim justificați. Noi mai dăm bani la nenorocitul ăsta. Se duce la război, domnule, împotriva unor țări pe care noi nu vrem să ne batem cu ele. Și atunci vrem să-l penalizăm pentru că ăla nu întreabă de noi. Să știți că întotdeauna evaziunea fiscală este greșită. Este greșită. E adevărat că pe partea cealaltă și guvernul ne fură pe noi de dimineața până seara. Dacă ei sunt hoți, vor da socoteală. Dar dacă suntem și noi hoți, și noi o să dăm socoteală. Nu suntem justificați dacă ei ne fură pe noi, să-i furăm și noi pe ei. Încă avem mentalitatea aceea din comunist care spune așa, ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că lucrăm. Știți bine treaba asta. Și am venit cu mentalitatea asta aici în America. Și aproape o aplicăm unde suntem angajați. Un alt lucru care vreau să-l discutăm aici, în al șaselea rând, este dependența de noroc. Și aici aș vrea să discutăm puțin despre jocurile de noroc și despre gambling. Să mă scuză aceia care umblați pe la cazinouri. Am să vă zic ceva în seara asta, like me or not. Am să vă spun ce spune Sfânta Scriptură. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă în norocul lui și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă socotesc sabie și pe toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat, căci ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ceea ce nu-mi place. Ceea ce nu-mi place. Hai să vă spun ceva despre gambling. Americanii de astăzi cheltuiesc mai mult pentru gambling, pentru jocurile de noroc, decât pentru mâncare și pentru haine. Știți asta? De ce cresc cazinourile peste tot? De ce Las Vegasul este primul oraș care se vede din spațiu? Pentru că se clădește pe banii naivilor care cred în noroc, care cred în soartă. Focus on the Family spune că 7 milioane de americani au adicție la gambling. Deci nu numai că se duc la mașinile alea, trag la ele, deja sunt bolnavi. Sunt posedați de dorința de a câștiga, așa cum este drogatul de drogurile acelea. Practic, sunt medici care spun că te droghezi cu propriul tău drog, cu adrenalină. Te droghezi singur. Și în continuu, la fiecare tragere de manetă, la fiecare apăsare de buton, la fiecare învârtire de roata norocului, așa, crezi că o să vină norocul peste tine. 2 milioane de adolescenți deja sunt cu adicție la gambling în Statele Unite. 25% din cei dependenți de gambling divorțează. Știți asta? Un sfert din aceștia divorțează. Pentru că joacă banii familiei la ruletă. Joacă banii familiei pe cursele de cai, de mașini sau cine știe ce alte nebunii. Vinde casa și o joacă că o să aibă noroc la următoarea tură de roate, o să pice bila exact unde
crede el. 22% din aceștia vor încerca să se sinucidă. Gambling, loterie, mașinile acelea de noroc, toate jocurile de noroc sunt interzise. Este furt. Furi din gura copiilor tăi, furi de la soția ta, furi banii munciți și dai unor alți hoți mai mari ca tine. 7. Fuga de responsabilități. Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 3, 10 la 12. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndeamnă pe oameni aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Welfare, nu? Ajutorul social. Beneficiile care ți le dă guvernul. Ai putea să lucrezi, dar dacă poți să furi, nu? Cineva în California, un frate simpatic, zice, bă, tu ai vreo boală așa, m-am întâlnit cu el, îl cunosc bine din Bihor, zice, ai vreo boală așa, te suferi? Zice, nu, mă simt bine. Zice, mă, nevastă, no, de unul de asta avem noi la fermă, nevoie la fermă, știi, la ferma noastră. Același frate se ruga, zice, Doamne, iartă-ne că ne jucăm cu tine ca și cu Alfărul. Stăm pe ajutorul de stat, lucrăm la negru, nu ne achităm de responsabilități, ne întreținem familia și ne întreține, de fapt, societatea, furăm de la alții. Și ultimul mod de a fura, pe care vreau să vorbesc în această seară, este înșelarea lui Dumnezeu. În Maleahi, capitolul 3, versetele 8 și 9, spune așa, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Întreabă Domnul. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuierile și darurile de mâncare, sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați, tot poporul întregime. Știți că primele 10% din câștigul meu ar trebui să meargă la Dumnezeu ca și gratitudine pentru că îi datorez lui Dumnezeu 100% din tot ce am eu. Știți asta? Dar nu-mi place păstorul ăsta, nu-mi place biserica aia, nu-mi place aia, nu-mi place celălalt. Nu pedepsiți biserica, nu furați biserica, îl furi pe Dumnezeu însuși. Și într-o zi când vine biciul lui Dumnezeu peste tine, aș vrea să-ți aduci aminte de chestia asta. Aș vrea să-ți aduci aminte de chestia asta. Poate că cel mai urât mod de a îl înșela, de a înșela, de a fura, este când îl furăm pe Dumnezeu din ceruri. Când îl furăm pe Dumnezeu din ceruri. O să aduni case după case, o să-ți crească conturile, o să fii bogat, o să fii milionar, ok? Dar în toți anii ăștia l-ai furat pe Dumnezeu. Și într-o zi se duc toate pe apa sâmbetei. Se duc toate. Și atunci să ții minte că s-au dus toate pentru că toți anii ăștia l-ai furat pe Dumnezeu în mod sistematic. Lună de lună l-ai furat pe Dumnezeu. Am să vă dau câteva motive pentru care trebuie să fim cinstiți, să fim integri. Numărul 1, Dumnezeu mă vede, Dumnezeu te vede, Dumnezeu vede tot ce faci tu, vede orice acțiune a noastră. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, vede pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbra morții, unde să se ascundă cei ce fac fără de legea. Nu te poți ascunde de Dumnezeu nicăieri. Nu-i scapă lui Dumnezeu nimic. El vede, El te vede tot ce faci. Știți povestea aceea, deja foarte cunoscută, când tata și băiatul se duc la furat cucuruz pe câmp. Și tata se uită în stânga, în dreapta, se uită peste tot, nu-l vede nimeni. Și băiatul zice, da, în sus nu te uiți. În sus nu te uiți, că ne vede Dumnezeu ceea ce facem.
vom da socoteală de tot ceea ce facem. Știți că valoarea aceasta a integrității noastre este instrumentul de educație numărul unu în familie? Simplu fapt că te-ai dus la Home Depot și ai văzut foarte bine că ai uitat să treacă cu scannerul peste obiectul ăla. Nu l-a văzut, dar l-a văzut copilul sau fetița care a fost cu tine. Ai plecat acasă victorios, că ai luat $5 de la Home Depot. Dar ai plecat un tată care a eșuat în educarea acestei fetițe care îmi va învăța că de acum încolo ăsta este modul de a trăi, să dosești câte un obiect să nu-l vadă caserița. Se spune că un tânăr a cumpărat ceva de la o prăvălie și în timp ce mergea spre mașină cu lucrurile, s-a uitat pe risit. Și a văzut că caserița aceasta grăbită i-a dat cu $5 mai mult decât a cumpărat el. S-a întors înapoi și a zis: Doamne, nu vă supărați, dar cred că ați greșit la calcule, mi-ați dat $5 mai mult, în plus, la rest. Și femeia aceasta a spus: Domnule, tu ești al doilea om din toată cariera mea care a făcut un asemenea gest. Zice, mai este un bătrân care are un Chevrolet albastru, zice, care a venit înapoi. Și ăsta a zis, ăsta-i tata. Era taică-său. Pentru că avea un tată care l-a învățat că atunci când greșește cel de la caserie, te duci înapoi și îl ajuți. Ce să spun, într-o seară la Chicago, veneam de la biserică, era iarnă, frig. M-am dus să-mi cumpăr benzină. Nu aveam decât $20 la mine. Am zis că cumpăr așa, de $20, să ajung acasă. Eram pe sfârșitul rezervorului. Am pus pompa, am lăsat să meargă. Și m-am uitat, băi, n-a intrat de... S-a oprit pompa și am plecat să m-am dus să plătesc. Și cel de la caserie mi-a spus $1.75. M-am blocat. Dar cum așa? Primul impuls a firii noastre pământești este, băi, l-am păcălit pe ăsta. Am făcut un plin, îmi cere numai $1, binecuvântarea Domnului. Am ieșit afară și am început să mă gândesc, mă, nu se poate, nu este ceva în regulă aici. M-am întors înapoi, zic, domnule, nu se poate. Te rog să verifici încă o dată. Și omul a verificat, zice, da, domnule, numai atâta benzină ai pus. S-a oprit pompa, numai atâta benzină ai pus. Imaginați-vă că eram foarte fericit acum, nu? Că am făcut un plin. Și aveam și o mașină care nu spunea câte benzină e bine înăuntru, știi? Și o luam pe expres și rămâneam undeva cu copiii în plină iarnă. Bucuros că am păcălit pe cineva, nu? Gândiți-vă la lucrurile acestea. Dumnezeu ne vede. Un al doilea motiv foarte important este vom culege ceea ce am semănat. Întotdeauna vom culege ce am semănat. Este o lege inoxerabilă a Universului. O lege care nu ne va ierta niciodată. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Când profiți de alții, va veni vremea să profite alții de tine. Este foarte simplu. Apoi, în al treilea rând, lipsa de onestitate dăunează caracterului tău. Iată ce spune Proverbe 10:2. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. În afaceri, lipsa ta de integritate duce la pierderea clienților. Vei avea clienți o singură dată. Nu o să mai întoarcă niciodată să mai facă afaceri cu tine. Odată ce l-ai păcălit, omul acela nu mai vine la tine. 50 din cele mai prospere corporații, știți ce au în comun? Un cod de etică
profesională extraordinară. Asta au. Sunt cinstiți cu clienții lor. Și în al patrulea rând, Dumnezeu recompensează onestitatea. Dumnezeu recompensează onestitatea. Un om credincios este năpădit de binecuvântări. Ascultă, năpădit de binecuvântări. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu fi fascinat de schemele de îmbogățire peste noapte. If it's too good to be true, it's not true. Nu este adevărat. Dacă sună prea bine, dacă e prea grozavă afacerea asta, nu e bună. În cei 31 de ani acuși, de când suntem în America, am cunoscut perioade în care bieții frați români au crezut în scheme de genul ăsta, în care au fost jefuiți fără milă. Țin minte chestiunea cu laptele acru. Doamne Iisuse! Doamne, au văzut cineva că suntem naivi. Au văzut cineva că noi românii credem că ne putem îmbogăți peste noapte. Trebuia să cumpere 1000 de pahare de sticlă de la el, ok? Dar ce era asta? Nu era o investiție grozavă, că venea, ți arata cecurile, o să câștigi 10.000, nu? Pui puțin iaurt în fiecare și lasă să usuce. Îți împuțești casa îngrozitor câteva săptămâni, nu? Ia, să ajungi putred de bogat, nu? Au dat bani la premii și până mi-au folosit pe aia să te convingă pe tine. Este unul aici, în Chicago, în Phoenix, întotdeauna, când îl întâlnesc așa, îmi vine să-l întreb. Ăsta a băgat 24.000 dintr-un foc. Restul deau 3.000 numai, sau 1.000, 3.000 de dolari mi se pare că costa intrarea în afacerea asta. Ăsta a vrut așa, masiv, a avut un basement mare, casă mare, dă-i la iaurt. Și-a rămas... Acum suflă și în iaurt. Suflă în iaurt acum. Ce să ne mai spun, pământuri prin Florida? Ai, Doamne, au cumpărat frații pământuri prin Florida. Niște mlaștini de toată frumusețea, cu aligatori și crocodili. Același pământ îl vindeau la 20 de oameni. Dacă ai avut ideea să te duci să-ți faci casă, îți dădea undeva un lot de casă unde puteai să-ți construiești o casă. Era ok. Dar dacă nu, aveai un pământ în Florida, frumos de tot, pe care l-au vândut la vreo 20 de persoane în același timp. Și n-aveai voie să-l vinzi numai tot lor. Ce să mai spun? Unii au vândut monede de aur, alții au tot felul de... scheme din asta așa de îmbogățire peste noapte. Nu fiți fascinați. Cea mai mare răsplată a integrității tale este veșnicia. Nu te lasa atras în chestiuni de genul ăsta. Dumnezeu recompensează. Lasă ca Dumnezeu să-ți răsplătească. Lasă ca Dumnezeu să te îmbogățească El. Iată câteva modalități practice prin care să ducem o viață de integritate. Numărul 1, câștigă-ți existența în mod cinstit. Începe astăzi. Prin muncă cinstită, prin investiții și negocieri înțelepte. Există un autor american pe care vi-l recomand, dacă puneți mâna pe cartea aceasta, Seven Habits of the Most Effective People. Stephen Covey. Omul acesta a studiat oamenii cei mai bogați și mai de succes din America și a descoperit vreo 7 caracteristici ale fiecăruia. Și una dintre aceste caracteristici spune așa: omul de succes gândește win-win. Majoritatea oamenilor gândesc așa: eu câștig și tu pierzi. Trebuie să te păcălesc, eu să câștig și tu o să pierd din afacerea asta. Așa gândește dealerul de mașini, de exemplu, nu?
te lămurește prima dată să-i vinzi mașina aia veche și te-a furat acolo. Pe urmă îți vinde una nouă și te-a furat și la aia altă. Și culmea este că te-a convins în acest timp că ai făcut o afacere grozavă și începi să povestești la celălalt, bă, ce afacere nemaipomenită ai făcut. Wow! Deci ăsta este expert în chestia asta. Mai sunt și oameni ăștia buni la inimă, nu? Care am cunoscut eu pe unul, găsea pe toți cei care nu aveau de lucru pe la biserică, săracii, și angaja. Toți făceau bani în afară de el. La toți le dădea bani, el întotdeauna pierdea. Este mentalitatea aceasta, you win, I lose. Nu este niciun merit în afacerea asta, credeți-mă, nu este niciun merit. Trebuie să gândești întotdeauna win-win. Și tu câștigi și eu câștig. Întotdeauna trebuie să te gândești așa. Amândoi să fim mulțumiți. Și atunci lucrul acesta este o investiție înțeleaptă, este o negociere înțeleaptă. Pilda Domnului Iisus Hristos cu talanții. Cel ce câștigă prin investiție este lăudat. Este lăudat. A făcut negoți, a pus talanții negoți, a câștigat mai mulți cu ei, în mod cinstit. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea din prisos, dar cel ce n-are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Dacă nu știe, se investească înțelept. Apoi există o modalitate de a îți câștiga existența prin credință, prin rugăciune. Cere Domnului. Cere Domnului să te ajute și te va ajuta. Ai încredere în Domnul. În primul rând, cere corect. Ar trebui să avem motive corecte. Apostolul Iacov spunea, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău. Cereți să risipiți în plăcerile voastre. Atunci nu primești de la Domnul. Ai în vedere că în viață sunt lucruri mult mai importante decât posesiunile, decât lucrurile materiale. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte vor veni pe deasupra. Trebuie să ne adunăm comori în cer prima dată și apoi să ne gândim la lucrurile de pe pământ. Dacă nu gândim așa, ne putem tot ruga, nu? Și nu se va întâmpla minunea niciodată. Un al doilea lucru, ca să duci o viață de integritate, stabilește chiar în seara asta să dai zecială în mod cinstit Domnului. Stabilește chiar în seara asta, Doamne, de azi înainte am să fiu cinstit cu Tine. Ca să duci o viață cinstită, începe în relația ta cu Dumnezeu. Vei vedea cum foarte multe lucruri din viață încep să vină la locul lor. Din moment ce îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Întotdeauna când mă duc la Chicago sau vorbesc cu frații de acolo, începând cu păstorul bisericii, ceilalți frați și prieteni care i-am în conducerea bisericii, aproape de fiecare dată îmi mulțumesc că le-am lăsat o biserică învățată să dea. Învățată să dea. Să dea zecială. Știți cum am început? A fost o zi când am făcut un lucru revoluționar. Dar asta nu recomand niciunui păstor, trebuie să fii cel puțin de 10 ani în biserica aia ca să poți să faci un asemenea lucru. Am avut o ședință de comitet și am început ședința cu foaie de hârtie în fața fiecăruia. Și le-am spus așa, aveți o alternativă. Aveți două alternative. Dați zecioială la biserică sau vă dați demisia din comitetul bisericii. Dumneavoastră nu puteți să conduceți o biserică la care nu participați financiar. Punct. Dacă aș fi explodat o grenadă între ei, cred că lucrurile n-ar fi fost chiar așa. A fost o furtună, au fost tunete și trăznete, pe urmă a venit un susur blând, și n-au semnat demisia niciunul, au hotărât să dea zecioală. Din momentul acela ne-am putut duce în fața bisericii și să spunem așa, uitați-vă la noi,
toți oamenii aceștia hotărât înaintea lui Dumnezeu că dau zecioale de azi înainte. Dacă noi o să sărăcim de azi noi, așa, nu călcați pe urmele noastre. Dar dacă o să progresăm financiar, veniți după noi. Am avut membri în comitet care dădeau 800 de dolari pe lună la biserică. Pentru că făcea 8.000. N-am avut probleme financiare din momentul acela în biserică. Pentru că noi, conducerea bisericii, dădeam exemplu și foarte mulți oameni au venit după noi. N-am sărăcit niciunul. Începe să fii cinstit cu Dumnezeu. Pe urmă Dumnezeu te va ajuta să fii cinstit și cu oamenii. 3. Fă restituiri acolo unde se poate. Fă restituiri acolo unde se poate. Spune Sfânta Scriptură despre Zacheu, că atunci când s-a pocăit, el a zis așa, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Wow! Vă sfătuiesc și vă dau o soluție de business nemaipomenit. Dați bani împrumut lui Zacheu. Okay? Lăsați să vă fure Zacheu. Că Zacheu când se pocăiește, o să vă dea de 4 ori suma aceea înapoi. Eu cred că am putea face o evangelizare extraordinară cu metoda asta, Zacheu. La Sebiș, unde mi-am făcut liceul, am cunoscut un exemplu extraordinar. Era un frate, prieten bun cu tatăl meu, care ne-a povestit că într-o zi a primit o scrisoare și în plic era 100 de lei. Pe vremea aceea 100 de lei, leu românesc pe vremea aceea era destul de leu. Pe urmă a devenit animale mai mici. Salarul întreg era vreo 5-600 de lei avea tata, nu? Atunci. Și în scrisoare erau câteva rânduri. V-am găsit adresa foarte greu, dar vreau să vă dau înapoi banii ăștia, pentru că atunci când am fost în armată, vă aduceți aminte că într-o noapte cineva v-a furat pătura, într-o noapte de iarnă. Eu am fost ăla care v-am furat pătura. Și m-am întors la Dumnezeu și vreau să vă plătesc banii înapoi. Wow! O restituire! Știți ce s-ar întâmpla în orașul ăsta dacă începe să ne ducem să spunem, uite, știi că ți-am împrumutat vecine drill-ul ăla cu 3 ani și jumătate? Nu? Vreau să vă duc 2 înapoi. Dacă am începe să dăm înapoi, să restituim, oamenii s-ar schimba, ar vedea pocăința adevărată la noi. Să știți că furtul de astăzi îmbracă aspecte absolut nebănuite. Sunt de-a dreptul și scandalizat și scârbit în același timp. Goana asta după diplome. A fost undeva unde am participat la împărțiri de diplome. Pastor cu nume mare, în loc să se ducă la o școală cinstită, nu? Și să învețe, cumpără o diplomă, domnule. Wow! Și uneori semnează o diplomă cineva care și-a cumpărat-o și el, cu 25 de dolari de undeva. Este scandalos. Că o fac politicienii, nu? Să umple de diplome, doctorii. Citeți în ziare, să vedeți ce corupția din România. Dar când o fac păstorii, când se împopoțonează cu titluri de doctor pe care teze care le-au scris alții, unii cred că nici nu știu să citească tezele care au fost scrise în numele lor. Nici nu cred că le înțeleg. Absolut deloc. E revoltător. Plagiatul, să nu mai povestesc. Furtul de muzică, de filme, pe programe de computer, nu? Coduri. Eram în
Spania, într-o călătorie de evangelizare și cu băieții cu care călătoream, au fost primiți într-o familie. Și știți cum americanii zice, aveți Wi-Fi, aveți internet, vrem să vedem e-mail-urile, corespondența, acum nu mai putem trăi fără ele. Și fratele ne-a asigurat că se rezolvă imediat și ne-a spus foarte liniștit că a spart cordul vecinului de la internet, el nu are internet, că nu are bani să dea. Zice, dar nu cred că e păcat, frate. Nu, zic, dar dacă poți, chestii, nu știu de ce nu spargi codul de la banca de peste drum, că era o bancă, e mult mai profitabilă, nu? Adică să spargi codul de la vecin, nu? Sparge banca, domnule, că aia măcar au bani, nu? Dacă fur ceva, fură serios. Când am urmărit pe Prager, m-am gândit la furtul reputației, a caracterului. Nu? Cine n-a trecut prin asta, probabil nu înțelegeți. Furtul de servicii. Săpăm o groapă, ne racordăm înainte de ceas și avem apă gratis, domnule. Nu? Habar n-au ăia că pe sub pământ ce se întâmplă. Furăm curent. Oh, man, am auzit o metodă pe care am, și o biserică, am auzit că a aplicat-o. Așa. Ceasul ăsta, dacă faci o gaură de la mică, mică de tot, și bagi o sârmuliță subțire, așa, numai să blocheze roțile alea de la ceas să nu mai meargă. Când vin de aia să citească ceasul, scos sârma. Nimeni nu vede nimica. După ce pleacă, o bai înapoi. Wow! Telefon. Când am venit noi în America, era un furt de masă românilor la telefoane. Era foarte scump să suni din America în România pe vremea aceea. Și mi-au arătat băieții, era o monedă. Nu era o monedă, dar era cât o monedă, exact ca o monedă de 25, legată cu un fir de nylon, așa foarte subțire, okay? Mergeau băieții la telefonul public, făcea click, ok? Și o scoteau afară. După aia aveau și pentru următoarele telefoane. Nemaipomenit. Să vindeau coduri. Cineva, ce știu, fura numere de telefon, nu-mi dau seama de la firme, așa, și cumpărai un cod din ăsta, puneai înaintea numărului și sunai acasă. Puteai vorbi cu mătușa, cu unchiul, cu toată lumea, free. Cine știe cine plătea bilul ăsta, săracul. M-am dus să-mi cumpăr o mașină și ăla m-a întrebat, zice, ce limbă vorbi? Român. Nu vând la mașini la români. De ce? Păi, mă, tare, știi ce fac românii? Nu, cumpără mașini. Nu, da, de unde? Zice, vin aici să uite la o mașină, le place mașina, e grozavă, dar zice, may I ask my wife? Of course. Where is your phone? Și arăta unde e telefonul. Se ducea la telefon și o suna pe maică-sa din România. Pe urmă suna și pe mătușa Gheorghina, și pe unchiul Vasile, așa, la sfârșit spune, my wife don't like this car, goodbye. Și când venea bilul de telefon, ăla se gândea, mă, cine a vorbit cu România de aici? Întreba pe toată lumea din office, nimeni nu a vorbit cu România. No? De aceea spune, nu mai vând mașini la români, nu să nu mai aude niciun fel de români de acum încolo. No? Wow! Haideți să vedem câteva lucruri în concluzie. Numărul 1. Furtul de astăzi îmbracă forme neobișnuite. De informații, de servicii, de idei, plagiat, copiat, electronic, diplome cumpărate și așa mai departe. El rămâne furt, indiferent în ce forme el. Se încadrează în această poruncă lui Dumnezeu care zice să nu furi. 2. Furtul produce pagube victimei, dar și autorului.
Să știți că cine astăzi fură un ou, mâine fură un bou. Să știți că proverbul ăsta de români s-a născut din experiența îndelungată a românului, nu? El știe că capeți experiență în domeniul ăsta. Te califici. Vei deveni un hoț tot mai mare și mai periculos de-a lungul anilor. 3. Înșelarea lui Dumnezeu întârzie mandatul bisericii de a evangheliza lumea. Nu vreau să vă inund cu statistici, dar se pare că biserica de astăzi, creștinul de astăzi, dă în jur de 1,8% zecioală Domnului. 1,8%. Știți cine dau cei mai mulți bani la biserică? Oamenii care au salariile cele mai mici. Ăștia dau cei mai mulți bani la biserică. Știți cine ajută pe săraci? Săracii. Știți de ce Domnul Iisus a spus că mai greu intră o cămilă, mai ușor intră o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția cerurilor? Dacă nu v-ați convins încă, faceți-vă prieten cu unul din ăsta. 4. Lipsa de integritate a creștinului sabotează mărturia bisericii. Sabotează mărturia bisericii. Cu ce obraz ne mai ducem în societate să evangelizăm lumea? Că noi furăm tot la fel ca ei. În Chicago, am mai spus asta și vă mai spun încă o dată, era un român care făcea taxe la români, la pocăiți. Și cum ajungeau unii, începeau să le evangelizeze, să vină la Domnul, să se pocăiască și mai departe. Și ăsta spunea, o, mie îmi pare foarte, eu nu pot să mă pocăiesc, dar de ce nu? Păi zicea, mă, oameni buni, eu stau aici și mă sacrific pentru voi să mint la taxe. Zice că dacă mă pocăiesc și eu, nu mai pot minți, mă, băieți. Eu trebuie să stau nepocăit, nu? Ca să furați voi la taxe. Mai poți să spui un asemenea om despre Domnul? No way! Ultimul lucru, călcarea poruncii a 8-a e un păcat de care ne putem scăpa prin pocăință și restituire, acolo unde se mai poate. Nădăjduiesc că mesajul din această seară ne va convinge să începem să ducem o viață cinstită și corectă, respectând proprietatea altuia și respectând ceea ce este a Domnului. Să dăm oamenilor lui Cezarului ce este a Cezarului, dar să dăm și lui Dumnezeu ce este a Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune în care să cerem Domnului înțelepciune, să cerem Domnului putere, să ne dea putere să ne păstrăm integritatea, să ne păstrăm onestitatea în toate afacerile noastre, în toate relațiile noastre cu oamenii și cu Dumnezeu. Să ne rugăm.